Am să vă citesc un text din Matei, din capitolul 20. Fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrătorii în vie. S-a învoit cu lucrătorii, adică s-a târguit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. Apoi a ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi drept. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Și ei i-au răspuns, păi nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, a zis el, veți primi ce va fi drept. Seara, stăpânul vie a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei din urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau acum că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, păi ăștia de la urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el le-a zis unea dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit tu cu mine, cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu, ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Poți ține un minut în picioare să mă rog? Doamne Dumnezeul meu, fiecare dintre noi avem nevoie de Tine. Am venit aici pentru că avem nevoie disperată de prezența Ta. Eu am nevoie de Tine. Copiii mei au nevoie de Tine. Frații de aici au nevoie de Tine, surorile copiilor. Dacă venim aici și nu ne întâlnim cu Tine, n-am venit degeaba. Dacă nu ești Tu cu noi, cum ai promis, pentru ce am venit până aici? Pune-ți Tu mâna peste fiecare dintre noi în seara asta. Atinge-te de fiecare dintre noi, să nu plece cineva așa cum a venit. Diavolul ne pune tot felul de piedici, dar Tu ești Cel care ai zis că ai biruit și ai biruit pentru noi. Biruie și pentru noi în seara aceasta. Biruie pentru părinți, pentru bolnavi, pentru cei bătrâni. Biruie, Dumnezeul meu, pentru copiii noștri care se pierd câteodată și se rătăcesc și cad în depresie și în spaime și îndură-te de noi, Dumnezeule. Tu ne-ai promis că ne-ai dat copiii, că noi și casa noastră îți vom sluji. Împlinește-ți Tu promisiunile Tale și dorințele Tale față fiecare familie din biserica asta și dă-ne binecuvântarea Ta. Amin. Amin. Mai târziu, tu ai să poți să pui chitara asta aici? Când vei vedea tu. Vreau să vă vorbesc în seara asta despre felul cum alege Dumnezeu. Despre felul cum alege Dumnezeu oameni. Iisus a spus o pildă. Știți ce este o pildă, nu? Este așa un fel de alegorie, o poveste. Iisus spune că vorbea în pilde și fără pildă nu-și pierdea vremea să vorbească. Vorbea în povestioare. Eu cunosc 3 predicatori care în majoritatea cazurilor, în absolut toate predicile lor, predică în povestioare. Unul dintre ei este învățătorul meu, Vorbrand, celălalt este un învățător american, Bill Gothard, și celălalt este Hristos. Ăștia 3 știu eu, care cu predilecție în orice predică, predicau în povestioare, în pilde. Pilda este așa ca o pilulă concentrată și are ceva magic în ea. Spui o pildă și arunci aceleași cuvinte asupra unor mase de oameni
Și pilda asta împarte pe oameni. Cei care au venit să capete ceva de la Dumnezeu vor scoate ceva din alegoria, din metaforele astea ale pildei, vor scoate un sâmbure de adevăr. Același lucru spus pentru ăștia care au venit doar să caște gura și să stea pe gard, îi va lăsa complet nemișcați, nu vor înțelege nimic din ea. De-aia Hristos de obicei spunea, cei ce au urechi de auzit să audă, pentru că aceeași povestioară împărțea lumea în două. În fiecare biserică, în fiecare grupă, sunt cei care au venit însetați, au venit să capete ceva de la Dumnezeu și sunt doar cei care au venit. Eu am avut odată un nepot, avea acum 22 de ani, și a venit la mine într-o zi și mi-a zis, știi ce, eu cam m-am săturat de toate bazaconia asta de biserică, sunt de când sunt copil în adunare și m-am dus de sute de ori pe an și cam știu toate lucrurile, sunt lucruri foarte frumoase, pe mine nu mă schimbă cu nimic. Și atunci m-am gândit că plec din biserică. I-am zis, foarte bine faci. Ce prostie să stai în biserică dacă nu se întâmplă nimic cu tine. Să tot viu în biserică și să stau să încălzesc un scaun acolo și să tot stau acolo și să asist lumea. Este câte unul, se întoarce la Dumnezeu, îl vezi cu lacrimi în ochi, se prăbușește înaintea lui Dumnezeu. Este altul care îi tremură. Nu stau acolo, nu înțeleg nimic ce se întâmplă săptămână după săptămână, lună de lună. I-am zis, foarte bine faci, mă băiete. În lume este scris că există plăcerea de o clipă a păcatului. Păi și aia e o plăcere, e de adevărat, e de o clipă. Dar tot e ceva. Dacă stai aici și nu ai nici cea mai mică schimbare și cea mai mică bucurie, nici plăcerile alea de afară nu le ai, păi atunci ce faci? Noi am spus înainte să te duci asta, uite, te-aș mai sfătui să te duci la un om înțelept și să te duci la un seminar de lui, durează o săptămână. Și a venit de acolo și mi-a spus, nu vreau să mai mă depărtez niciodată de Dumnezeu. Era unul care căuta schimbare. Dumneavoastră, pentru ce ați venit la adunare? Există aici forță grozavă, pentru că fiecare credincios are un dar de la Duhul Sfânt, are mai multe daruri și venim oameni înarmați grozavi și este prezența Duhului Sfânt aici, este prezența lui Hristos. Nu puteți să plecați așa cum ați venit, nu se poate asta. Este pilda asta care vorbește despre împărăția lui Dumnezeu și se termină așa. Împărăția lui Dumnezeu, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați și sunt puțini aleși. Cei chemați și cei aleși. Ce înseamnă asta? Cei chemați și cei aleși. Cine sunt chemați și cine sunt aleși? De cine depinde alegerea asta? De cine depinde alegerea asta? Chemarea asta. În Proverbe 9 spune, înțelepciunea strigă de pe zidurile cetății, de la poarta cetății. Și strigă înțelepciunea proștilor. Aia nu e chiar prea politicos să spui așa, eu n-am auzit niciun predicator care zice cine este prost să vină în față. În sfârșit, n-am întâlnit unul chiar așa de curajos până acum. Dar Scriptura are curajul ăsta și zice, înțelepciunea, cei proști să vină la mine. Și spune un lucru și două și apoi spune nebunia, spune la fel. Cei proști să vină la mine. Sunt două voci care cheamă. Și chemarea asta lui Dumnezeu este pentru toată lumea. Este sămănătorul care spune că aruncă sămânța peste tot. Peste tot o aruncă. Este cel care prinde pește în năvod și prinde tot felul de lighioane în năvod. Chemarea lui Dumnezeu care e făcută pentru absolut toți. Dumnezeu spune, Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți și nici unul să nu piară, nu? Toți. Și niciunul. Asta cuprinde pe absolut toți, pe dumneavoastră, pe ea de pe stradă, pe ea din șanț, pe toți. Chemarea asta e la toți. Dar spune că sunt puțini aleși. De cine depinde alegerea asta? Este o triere. Semănătorul aruncă sămânța, el a făcut ce a putut să facă. Și acum de cine depinde dacă se dă rod sau nu se dă rod? De cine depinde? De semănător? Nu depinde de semănător. Depinde de pământul în care a căzut. A căzut într-un pământ bun, va da roadă. A căzut în cineva care este flămând după Dumnezeu, va produce schimbare. A căzut în cineva care este obsedat de lucrurile lumii, nu produce... Alegerea
este a noastră. Păi închipuiți ce forță v-a dat Dumnezeu dumneavoastră. El face chemare și apoi te lasă pe tine să alegi. Este cel care a prins peștii aceia și unii sunt aruncați, unii sunt lăsați. De cine depinde? De ce fel de pește ești, dacă ești aruncat sau nu? Este se strânge grâu și neghină și apoi se păstrează grâul. Depinde ce fel de plantă ești, ești păstrat sau ești aruncat. Și în felul ăsta cumva alege Dumnezeu. Ce fel de oameni atunci te gândești trebuie să fii ca să fii ales? Nu asta v-ați gândit vreodată? Păi, prinde pescarul ăsta toată biserica asta. Și la un moment dat unul este ales, unul nu este... Nu asta vrei să fiți aleși, nu? Ce fel de oameni trebuie să fii ca să fii ales de Dumnezeu? Despre asta vreau să vă spun în seara asta. Pentru că numai un singur fel de oameni poate să fie ales de Dumnezeu. Restul nu poate să fie ales, Dumnezeu nu poate să ia. Eram mic, aveam 10 ani, 12 ani, apoi 14 ani și eram la bloc, jucam fotbal. Eu am jucat mult fotbal în viața mea. O vreme am jucat la Dinamo la Tineret, până am aflat ea că tata era predicator. Dar totuși mi-a prins bine treaba asta, pentru că la plecare, cumva, ăia l-au lăsat mai moale nițel pe tata din cauza că știa că eu eram dinamovist. Asta nu pot să înțeleg. Tata era persecutat de securitate și eu eram cu Dinamo. Aveam capul cam pătrat, asta e situația. Dar, în sfârșit, și eram copil la bloc și făceam echipe de fotbal. Eram vreo 30 de inși, făceam vreo 4 echipe de vreo 5-6 inși, restul vreo 7-8 rămâneau pe bară. Și atunci erau 4 inși care erau foarte buni și începeau să aleagă. Și știți cine era ales primul, nu? Aia, cel mai bun, fiecare. Eu știam pe cine să aleg. Era un muscă, îi ziceam, nu știu cum îl chema, dar îi ziceam pe Porecle. Și ăla dribla bine de tot. Pe aia alegeam pe fratele meu, care era un fundaș foarte bun. Știi, alegea... Mi-am dat seama că pe vreme ce creșteam, că învățam fotbal, pentru că eram din ce în ce ales mai rapid. Mi-am dat seama că iar știu bine fotbal, când eu eram unul dintre aia patru care alegeau. Iar la urmă, vedeai că erau vreo 7 sau 8 care săraci rămâneau, stăteau pe gard acolo și când numai o privire, dacă te uitai la ei, îți dădeai seama de ce erau pe gard. Ori erau slăbuți, ori erau grăsuți, ori erau... numai sport, era orice vrei, dar numai sport și fotbal nu erau. Eram așa de cruzi. Eram copii și aveam așa o cruditate grozavă în noi. Știam cum se leapă de ăștia care sunt rebuturi și cum se iau aia care sunt de calitate. Pentru că vă dați seama că cine câștiga rămânea pe teren. Și nu eram într-o ureche să aleg eu pe ăla care știu bine că habar n-are nimic și să nu-l iau pe ăla bun. Nu vreau să joc, nu vreau să stau pe bară. Alegeam pe cei mai grozavi și rebuturile, nu? Ăștia care nu erau buni de nimic, stăteau pe gard. Și acum aici este partea dificilă a Scripturii. Eu citesc Scriptura, nu văd părți foarte mari din afară, dar câteodată dau decât un pasaj ca asta, care frizează ridicol. E un pasaj care, nu e asta, când citiți Scriptura și dați de o pildă ca asta, nu vă opriți din țel și vă întrebați, domne, este glumă sau ce este aici? Câți dintre dumneavoastră aveți o afacere personală, aveți compania dumneavoastră personală și aveți angajați. Este careva aici care are angajat? Noi avem oameni care au companie lor și angajează. Eu aș vrea să ați angajat, poate la casă, la treabă, la grădină, pe cineva. Cine angajează pe oameni în felul cum stăpânul ăsta angajează pe oameni? Păi vine la primul ceas, la ceasul al șaselea, la ora 6 dimineața, la primul ceas al zilei, se duce acolo unde sunt oamenii care caută să fie angajați. Noi avem acolo în Portland o zonă unde sunt sărmanii imigranți mexicani care au nevoie de slujbă și ea vine dimineața de la 5-6 și se postează acolo să fie angajați. Și vine câte unul care are nevoie de niște oameni solizi să facă găuri în pământ sau să spargă ciment și se uită la cine are mușchi și la cine... Bune, aia sunt buni de tot. Vine la prima oră și angajează, are omul nevoie de slujbă, angajează oameni foarte buni. Oameni inteligenți, te duci la interviu și ești angajat, știi care este situația. Și după aia spune, vine apoi la ceasul al treilea, asta e la 9 dimineața. Hai că i-a mai trebuit câțiva lucrători.
Și se duce acolo și mai angajează pe câțiva dintre oamenii buni. Spune apoi, vine la ceasul al șaselea. Asta e pe la prânz. Pe cine mai vine să angajeze? Cine mai este la prânz? Dacă te duceai în cartierul ăla din Portland, unde erau mexicanii săraci, și te duceai pe la prânz, știai cine au rămas. Aia care n-aveau, nu știau nici instalații, nu știau nici construcții, nu știau nici electrică, nu știau nici să vorbească engleză, nu știau nimic. Rămâneau și acolo. Doar, cine știe, poate angajează cineva. Acum, care patron se duce și începe să angajeze ce numim noi în America losers, de ăștia care pierde vară, care nu-i vrea nimeni? Păi vrei un om bun, nu? Dumneavoastră când angajați un zugrav, puneți un afiș, vreau unul care habar n-are zugrăvie. Nu? Vreți un zugrav bun de tot, nu? Dacă vine unul și zice, vreau și eu, păi zice, într-o zi am pus mâna pe pensulă și am măzgălit undeva un perete, îl angajez? Nu. Și ăsta vine la ora 12 și angajează. Și apoi pilda începe să forțeze nițel credința. Spune, vine la ceasul al nouălea, asta este, începe să fie după masă, după masă de tot. La faza asta am citit și am zis, de-aia omul când citește Scriptura nu-i vine să creadă, pentru că vede așa ceva. Și după aia se duce în viață și știe că în viață nu se întâmplă așa ceva. Nimeni nu angajează oameni la ora 3 după masă. Și cine mai e la ora 3 după masă în piață? Și apoi, dacă chiar vrea să ne întindă elasticul credinței la maxim, spune că vine la ceasul al 11-lea. Serviciul se termină la 6 și el vine la 5. Păi știți cine e mai în piață la 5 și așteaptă? Ăla care e frică de nevastă. Nu vrea să ducă acasă și că nevasta și copilul o să zică știam că nu ești bun de absolut nimic, nu te angajează. De-aia nu s-a dus acasă. Cine stă de la 5? Cine mai angaja la ora 5 până la ora 6? Unul care doar stă acolo și cheamă și pe ăla și îl ia și pe ăla. Eu, de obicei, când citesc câte o pildă de asta care n-are nicio tangență cu realitatea, nimeni nu face așa ceva. Și Biblia e plină de pilde de astea. Este ciobanul acela care are 100 de oi și trebuie să stea să le păzească. Știți, oile, vin lupii, vin urși, trebuie să stea să păzească. Și una dintre ele este rebelă, i-a sărit mintea din fix și a luat o raznă pe câmp. S-a dus, nu știu unde s-a dus. Păi auzi, ciobanul lasă 99 de oi să fie împrimejduite și se duce după... Cine face? Eu am întrebat oameni care au grijă de oi și a zis nimeni nu face așa ceva, nimeni. Cum să lasă alea? Păi când vii înapoi, toate sunt prăștiate. Ducă-se aia pe pustie. Cum să las? Când citești așa o pildă, trebuie să te oprești și să-ți dai seama, aici este ori este ceva ascuns, ori e bătaie de joc. Și Biblia nu e bătaie de joc. Și atunci este ceva foarte ascuns și trebuie să te uiți de 10 ori până descoperi tainele Scripturii în situațiile acelea. Eu știu cum e povestea asta, pentru că țin minte când am venit în America, aveam vreo 19 ani, de-abia venisem, și un prieten de la Seattle, noi stăteam la Portland, Seattle la vreo 3 ore, ne chema să lucrăm câteodată vinerea și sâmbăta. Și mergeam 3 ore noaptea, de la 2 să ajung la 5 dimineața acolo, cu fratele meu, și noi nu eram din sindicat, întâi erau aleși ăia din sindicat, trebuiau să lucrăm la niște vapoare japoneze și ne plăteau pe vremea aia cu o cifră infernală, $15 pe oră. Acum 40 de ani era uriașă suma aceea și întâi angajau pe oamenii care erau sindicat, după aia angajau pe aia care erau rezerve și noi eram aia extra. Și stăteam așa cu inima la gură, doar nu ne-au angajat. Stăteam până la 9, stăteam la 11, stăteam la 12, la 12 ne dădeam seama, nu ne mai angajează nimeni la faza aia. Dacă ne chema pe la ora 9, Doamne, săream în sus de bucurie, simțeai, ești ales de cineva, era grozav lucrul acesta. A zice că din zilele acelea am căpătat eu o fascinație pentru oamenii care sunt numiți rebuturi, pentru cei care nu sunt aleși de absolut nimeni, pentru cei singurati și pentru cei lepădați, pentru cei care sunt la marginea grumului. Oamenii îmi zic, trebuie să fii un om dintr-o bucată, așa, să fii un om dintr-o bucată, să spui eluia, du-te încolo dacă ți-a făcut rău, să-l lepezi pe ăla, dacă ești... Eu nu pot să fiu un om dintr-o bucată. Eu nu pot să-l lepăd pe cineva, pentru că știu ce înseamnă să fii lepădat, știu ce înseamnă să nu fii ales.
Îmi vine foarte greu să-i spun unui om, nu particip la nunta ta, ai mai fost căsătorit odată, nu pot să-ți dau binecuvântare? Pentru că știu ce greu este un om care să caute binecuvântare și nimeni să nu-i o dea. Nu pot să-i spun unei fete, nu pot să-ți fac nunta ta, pentru că ai trăit în păcat și ai făcut aia și aia. Nu pot să fac asta, pentru că știu ce greu este ca un om să fie lepădat. Există Psalmul 15 care scrie, Doamne, cine va locui în cortul Tău, cine va locui pe muntele Tău cel sfânt, cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu, spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său, nu aruncă o cară asupra aproapelui său, el privește cu dispreț pe cel vrednic de... M-am oprit, psalmul ăsta nu e pentru mine. Psalmul ăsta e pentru oameni tari, pentru ăștia care au șirea spinării serios de tot și care poate să spună unui om, tu ești vrednic de disprețuit. Sunt oameni tari pentru care psalmul ăsta, asta nu este pentru mine. Asta este psalm pentru oameni foarte tari. Eu n-am să pot să spun nimănui, tu ești un om vrednic de disprețuit, știu ce înseamnă să nu pot să fii ales. A fost o vreme și la mine când puteam, când credeam că sunt așa de perfect și așa de imun la toate lucrurile. Prostia asta, că sunt perfect, mi-a ieșit de mult din minte și stația aia de tren am depășit-o. Nu sunt perfect și știu că nici alții nu sunt perfecti. Ucenicii, la un moment dat, umblau cu Iisus de mână din loc în loc și era mulțimea grozavă care îi urma. Și și-au dat seama că vine împărăția lui Dumnezeu, știau asta, își dădeau seama de asta. Și atunci au început să-și facă socotel. Și au zis, Dom'le, cine va sta la dreapta și la stânga ta când vei veni, când vei face împărăția ta? Și știți cum e? Au început cu pilele. Ăla a trimis pe maică sa și s-a dus și mama a zis, ascultă, am doi fii și aș vrea ca unul să fie la dreapta și unul să fie la stânga ta când vei temea împărăția ta. Ăla s-au supărat foc. Pe cum ăștia să fie aleși? Pentru care motiv? Ai și tot ceartă serioasă de tot. Știți când Iisus și-a întemeiat împărăția lui? I-a fost un moment când Hristos a plătit pentru păcatele noastre și atunci a început Biserica lui Dumnezeu, atunci a început nou legământ făcut în sângele lui Dumnezeu la Golgota. Știți cine a fost la dreapta și la stânga lui Hristos când a început împărăția lui? Cine a fost? Două rebuturi, doi tâlhari. Acolo unde apostolii n-au sau nu s-au calificat, ei nu se calificaseră la faza aia să fie la dreapta și la stânga lui. Apostolul Petru, apostolul Ioan, niciunul nu se calificase. Și Hristos a ales doi oameni care erau calificați să stea la dreapta și la stânga lui, au ales pe doi din cea mai joasă speță posibilă. Și acum, dacă mesajul ăsta ar fi fost o exagerare, nu s-ar mai fi repetat. Dar mesajul ăsta este peste tot în Biblie, peste tot în Biblie. Ca să fii ales, v-am întrebat la început, ce fel de om trebuie să fii ca să fii ales? Hristos umblă după rebuturi. Dacă ești unul foarte curat, foarte tare, așa ești unul dintre aia neprihăniți, aia 99 de neprihăniți, nu poți să fii ales. Hristos a zis, eu am venit la cei foarte sănătoși, nu? Cum a zis? Eu am venit la cei bolnavi și nu se referea numai la cei bolnavi trupește, la cei bolnavi sufletește. Copilul dumitale e bolnav sufletește? Ați pomenit de fata aceea care are anxiety attacks, care are atacuri de-astea de panică. Bolnavă sufletească. Ea poate să fie aleasă. Dumneavoastră când ați fost aleși, ați fost foarte sănătoși? Ați fost foarte tari? Știți de ce adeseori nu putem să fim aleși? Știți de ce sunt oameni care vin în Biserica lui Dumnezeu săptămână după săptămână și an după an și an după an și niciodată nu se pot întoarce la Dumnezeu? Cei care tot încearcă să învețe și niciodată nu ajung la cunoștința deplină. Știți de ce? Sunt oameni foarte buni. Sunt oameni foarte înțelepți. Sunt oameni foarte stabiliți. Oameni cu șirea spinării, nu aiurel de-astea cât de pe străzi. Și dacă sunt oameni foarte tari și sunt oameni foarte... Nu pot să fie aleși. Pentru că Hristos a venit după rebuturi.
El cumpără mașini stricate, El cumpără oameni bolnavi, El cumpără pe aia din șanț, îi ia pe aia care au nevoie de doctor. V-ați dus vreodată la doctor? Eu am glumit într-o zi cu unul dintre doctorii noștri de acolo. Am zis, am nevoie de tine neapărat să-mi faci o consultație. Și m-a luat deoparte acolo și m-a întrebat, ce te doare? Nu mă doare nimic. Bine, ok, dar care e problema? Cum, unde te simți? Nu mă simt rău deloc, absolut deloc. Ei s-au prins să... Păi pentru ce ești aici? Păi am vrut să viu la doctor. Păi pentru ce ai vrut să vii la doctor? Păi n-am nimic. Nu asta v-ați dus vreodată la doctor în stilul ăsta? Hristos este medicul nostru și El primește oameni, dar primește numai oameni bolnavi. Primește numai oameni care au nevoie. Primește oameni amărâți. Este fata aceea care a fost în tinerețe curată și frumoasă. Și așa visuri aveau părinții pentru ea. Și la un moment dat s-a dus și s-a pierdut cumva în lume și s-a prăbușit și a luat-o valurile lumii și s-a dus din viciu în viciu și se cunoaște pe fața ei de pe acum greutățile vieții prin care a trecut. Asta este fata pe care Dumnezeu poate să o aleagă. Este cineva care are nevoie de Hristos. Este bărbatul ăla care se ridică câteodată cu greu din șanț, din vicii, poate din băutură. Cine știe, distrus. A distrus pe unii, s-a distrus pe el însuși. Avea și el planuri în tinerețe, avea nădejde, avea socotel de făcut. A ajuns la un moment dat un rebut. Nu-l mai vrea nimeni. Nici el nu se mai vrea, nici în oglindă nu se mai poate uita. Dar este unul care îl vrea. Este unul care îl caută cu pasiune grozavă. Este unul care spune, ești tocmai gata, gata ca să fii vrut. Wurmbrand odată era în casă la el, era chiar când rușii intraseră în țară și acum toți nemții fugeau care încotro și pe ușă la el scria Wurmbrand, ăsta e nume german, și a năvălit un ofițer german la el și a zis, ascunde-mă că vor să mă prindă. Și Wurmbrand l-a băgat înăuntru, l-a încuiat ușa, a zis, stai liniștit aici și a început să vorbească cu el. Și omul ăsta a început să-i spună, am omorât o groază de evrei în progromurile alea de la Iași, eu sunt ăsta care omoară jidani și chestii de astea, a început să spună și... Iar Wurmbrand știa, soții, toată familia soției lui fusese omorât acolo la Iași. Și a mutat scaunul mai înspre ușă, să nu poată să lasă iasă. Și a zis, dar de ce ai venit la mine? Păi zice, tu ești neamț? Dar de unde știi că sunt neamț? Și a zis, te cheamă Wurmbrand. Zice, nu sunt neamț, eu sunt evreu. Și ofițerul a intrat în panică, Wurmbrand era un mare de tot și puternic. Și Wurmbrand a zis, ascultă, am să facem o experiență. Am să o trezesc pe soția mea și am să-i spun cine ești. Și apoi atâta, să nu faci nimic, doar să faci ce vrei tu, doar ascultă ce zice și fă ce vrei, ai ușa liberă să pleci. Și a chemat-o pe bința de sus și i-a spus, ăsta este ofițerul cu tare, el ți-a omorât toată familia la Iași. Și bința, ce faci cu o epavă ca asta de om? Ce face Hristos cu o epavă ca asta de om? Și Hristos era în bința și bința s-a dus la el și l-a mângâiat pe cap și i-a zis, vai cât trebuie să te chinuiești dumneata noaptea în somn, văzând toate imaginile astea, cum aș putea să te ajut, cum aș putea să te mângâi? Și omul ăla s-a prăbușit pe genunchi, s-a prăbușit în hohote, în noaptea aia, torționarul ăla, criminalul ăla, a devenit un frate, a devenit un frate. Pentru că era un om copt să fie ales. Era unul dintre ei de jos, era unul care avea nevoie. Și întreabă fermierul ăsta pe cei de la ora 12 și de la ora 5, pentru ce sunteți aici? Și spune, nu ne-a ales nimeni. Dar de ce nu va angaja nimeni? Păi nu le venea să spună pentru că nu suntem buni din nimic. Știți, o istorie cu Iacov, în Biblie, care se întorcea înapoi în țara lui și era frică de Esau, care avea să vie cu 400 de oameni înarmați spre el. Și Iacov atunci se apucă să se roage și spune că în timp ce se ruga el,
A venit un înger care a tăbărât peste el, într-o parte zice Domnul, într-o parte zice un înger, și l-a luat la bătaie. Știți, rabinii au o legendă și spun, ăla era îngerul păzitor al lui Iacov. Și asta sună destul de bine, pentru că Iacov era așa un înșelător, că probabil și îngerul lui păzitor din când în când simțea nevoia să-i tragă o bătaie bună de tot, să pună mâna pe el. Și s-a luptat ce s-a luptat și apoi Iacov a zis, binecuvintează-mă, îngerul i-a zis, cum te cheamă? Acum închipuiți-vă, eu citesc Biblia și ajung aici. Și îmi vine să cred ce citesc. Păi cum, omul e un om acolo, trece un înger, nici nu știe cine e, și se apucă să sară să-l bată pe ăsta, nici nu știe cum îl cheamă. Îngerul nu cerea informație, îngerul cerea confesiune. L-a întrebat, cum te cheamă? Aștepta să spună, eu sunt Iacov. Iacov înseamnă înșelătorul. Știți, în Biblie spune, inima este deznădăjduit de rea. Acolo, de fapt, spune, inima este un Iacov, spune în original. Aștepta să spună, eu sunt ăla care toată viața mea am înșelat. Aștepta Dumnezeu lucrul ăsta, confesiunea asta de la Iacov, de ani și ani de zile. Cât a fost Iacov șmecher și deștept și s-a descurcat și a tras forile, nu putea să fie ales. Dar în ziua aia când a zis, eu sunt un Iacov, un rebut, în sfârșit Dumnezeu s-a șters de sub... Ești bun de ales acum. De aici înainte, numele tău va fi Israel. Va fi Israel. Hristos a zis, veniți la mine toți cei trudiți, toți cei împovărați și eu vă voi da odihnă. Am venit să chem pe cei bolnavi, am venit să chem pe robi. În pilda asta, toată lumea primește același lucru. Este Hristos care ne primește pe toți, pe toți care vrem să venim la El și ne cere ceva sau nu ne cere nimic. Există o categorie de oameni în pilda asta care pleacă foarte amărâți de acolo. Știți cine sunt? Spune că cei care au fost cei din tâi au plecat foarte necăjiți. Știți de ce au plecat necăjiți? Nu au plecat necăjiți pentru că ei au primit un ban și ei au primit tot un ban. Hristos le spune de ce au plecat necăjiți. Zice, nu v-ați tocmit voi cu mine? Sunt unii care vin fără să se tocmească. Ăștia care au fost la ceasul al 9-lea și al 11-lea și la ora 5, nu s-au tocmit. I-a trimis, n-au întrebat cât ne plătești. N-au întrebat ce ne dai. N-au întrebat ce o să primim. Dumneavoastră când v-ați întors la Dumnezeu, v-ați întors la Dumnezeu pentru că, și i-a spus lui Dumnezeu dacă, Iacov era un tip foarte deștept. El a făcut o rugăciune înainte să plece pe drum și a zis, Doamne, uite cum e, dacă mă vei binecuvânta, dacă mă vei păzi, dacă vei lua vrăjmașii mei din calea mea, dacă vei face asta și asta, să știi, eu sunt un om foarte darnic. Eu, din toate ce-mi dai, îți dau înapoi 10%. Asta era un evreu, clasa întâi, ăla știa să facă afaceri și cu Dumnezeu, și bă, Dumnezeu putea să-l păcărească. I-a zis Dumnezeu, dă-mi ești 100% și să vezi și cum se cade sunt eu și dacă îmi vei da toate astea și tu ești cum se cade și faci tot ce vreau eu, atunci să știi, nici eu nu sunt un băiat rău, o să voi da și eu 10%. Asta era Iacov, cel înșelător. Noi când ne-am întors la Dumnezeu, v-ați întors pentru că, și i-a spus Dumnezeu dacă și dacă, v-ați tocmit? Pentru că înțelegeți, dacă ați venit la Dumnezeu și v-ați tocmit, și Dumnezeu v-a dat ce ați v-ați tocmit, Dumnezeu e corect, v-ați tocmit, vă dă un leu. Vă garantez, vine ziua când vă veți lepăda, vine ziua când veți pleca triști de acolo. Orice om care vine la Dumnezeu tocmindu-se, va pleca într-o zi trist. Pentru că Dumnezeul ăsta al nostru e așa de neobișnuit că te va șoca, îți va cere lucruri care nu vrei să le faci, te va băga în încurcături în care nu vrei să intri, te va chema în strâmtorâni în care nu te-ai gândit vreodată să mergi, te va chema la jertfă și la suferință și la lacrimi și te va chema la tot. Nu te-ai gândit la lucrurile astea, nu te-ai tocmit pentru așa ceva. Omul care se tocmește va pleca totdeauna trist de la Dumnezeu. Ei, alți care au primit ca niște cerșetori ceea ce Dumnezeu le-a dat, a plecat fiecare foarte, foarte fericit. Este în Scriptură pilda unui om care a făcut o nuntă mare
Asta este Dumnezeu, nunta Fiului Său, și la nuntă a știut pe cine se cheme. A chemat așa cum chemăm noi, a chemat pe prietenii Lui, a primat pe oameni de vază, a chemat pe oameni care au o oarecare statură. Dar știți, oamenii cu statură sunt oameni ocupați, nu? Ei au treabă, ei nu fluieră pe gard. Ei, dacă au timp de nuntă, dacă n-au, n-au. La noi este o vorbă, zice, time is money. Măi, n-am timp de nuntă, n-am timp de... Du-te, să duc altcineva. Și atunci stăpânul a zis, e adevărat, ăștia nu sunt buni de aleși. Nu sunt buni. Uite, mergeți în piață și să vă spun eu pe cine trebuie să alegeți. Duceți-vă și luați toți ciungii, toți orbii, toți tântălăii, luați pe toți ăia care rezeamă gardurile, luați pe ăia care nu sunt buni de nimic și cu forța aduceți-i la nunta mea. Ăia sunt oamenii aleși. Dacă ai venit în biserica asta de ani și de ani de zile și niciodată n-ai simțit presiunea asta a lui Dumnezeu care te cheamă pe tine personal, pe nume, n-ai simțit-o din pricina asta. Erai prea cum se cade, erai prea grozav. Nu erai dintre aia care erau nevoiași, nu erai dintre aia care erau dărâmați, nu erai vameșul ăla de la templu care își bătea cu pumnul în piept. Erai om de calitate. Și dacă ești om de calitate, n-ai nevoie de Dumnezeu. Când vei descoperi într-o zi că nu ești chiar așa de calitate și că nu ești chiar așa de grozav cum crezi, când vei descoperi că ești un cerșetor, când vei descoperi că ai nevoie disperată de Dumnezeu, atunci vei auzi cu adevărat vocea lui Dumnezeu de aici, de la învonul ăsta. Vei auzi vocea lui Dumnezeu pe stradă, vei auzi vocea lui Dumnezeu când te vei uita la cer, te vei simți presat și chemat de Dumnezeu și vei putea să fii ales. A fost în Biserica Catolică o femeie, o chema Teresa Davila, și ea a avut o viziune și l-a văzut pe Hristos plângând și i-a zis, Doamne, ce aș putea să fac pentru Tine? Și Hristos i-a zis, dacă chiar vrei să faci ceva pentru Mine, dă-mi mie toate păcatele tale, eu mor pe cruce, am murit pe cruce pentru ele și îmi vei face mare, mare, mare bucurie dacă îmi vei da asta. Așa am vrea să venim la Dumnezeu cu calitățile noastre și Dumnezeu ne primește cu slăbiciunile noastre. Pavel a spus, atunci când sunt slab, atunci de-abia sunt tare. Atunci când sunt slab, de-abia atunci pot să fiu ales. Aveți fiecare dintre voi alegere de făcut. Puteți să alegeți să vă tocmiți cu Dumnezeu. Sunteți oameni deștepți. Îi cere lui Dumnezeu una alta, îi vei da și tu ceva lui Dumnezeu, îți va da și Dumnezeu ceva. Faceți așa un fel de căsătorie de asta de interes. Sunt oameni care se căsătoresc din interes. Dar nu toți se căsătoresc din interes. Sunt unii care se căsătoresc din iubire aprinsă, din dăruire aprinsă. Vorbrand era într-o zi la închisoare și la închisoare ăștia îl băteau și îl torturau, dar la un moment dat ofițerul ăla s-a săturat și a zis, ascultă, sesiunea asta nu mai face nicio tortură. Eu nu înțeleg un lucru. Cum se face că noi vă batem și vă distrugem și voi cumva ne răspundeți cu iubire? Și el i-a spus, domnule ofițer, dumneata ai iubit vreodată pe cineva? Pe soția dumitale. Și ce trebuie să spun? Nu. Ne-am căsătorit că era avantajos și ea avea serviciu bun, eu aveam serviciu bun. Dar ne înțelegem bine, dar nu ne-am iubit. Uite să vă spun eu cum am iubit eu pe Bință. Și spune el, eu stăteam la balcon și vedeam în fiecare zi, trecând el la etajul 1 și trecea pe acolo fata asta așa mititică și într-o zi n-am mai rezistat. Și am sărit de la etajul 1, jos în fața ei și i-am zis, eu sunt Richard Wurmbrand, nu vrei să te căsătorești cu mine? Și ea mi-a zâmbit și mi-a zis, ascultă, ce-ar fi să întrebă tatăl meu chestia asta? Și s-a dus vorbunul la tatăl ei și dintr-una într-alta s-au împrietenit și s-au logodit. Spunea el, din ziua aia, când deschideam o carte, mi se părea că citesc, Bințea mă iubește. Și mă întreba oamenii pe stradă, ei, măi, cum mai merge cu boala ta? Ba, foarte bine sunt, Bințea mă iubește foarte tare. Băi, dar cu afacerile alea care le-am făcut, cum? Măi, nu ți-am spus, merg lucrurile foarte, foarte bine. Bințea mă iubește foarte tare, ne căsătorim. Mă spuneau oamenii, ziceau de mine, spunea vorbeam că m-am scrântit la cap. Orice, despre orice subiect vorbeam, vedeam numai Bințea. Știam că am o lume în care Bințea era tot ce era.
Și ofițerul ăla, și iar Vulbrand i-a zis, domnule ofițer, dragostea mea pentru soția mea este nimic în comparație cu iubirea pe care o am față de Mântuitorul meu, care m-a găsit, iubirea care o am față de el. Și spunea, ofițerul ăla s-a uitat la mine, avea lacrimi în ochi și a zis, dacă aș avea o șansă să iubesc pe cineva, așa cum zici tu, aș renunța la absolut tot ce am, ca să pot să iubesc o secundă pe cineva așa. În seara aia, cel care era torturat și cel care torturase, erau în genunchi amândoi și Vulbrand îl binecuvânta pe noul lui frate în Hristos și ofițerul ăla a intrat în închisoare și ce-a pățit el acolo de la foștii pușcăriași, nici nu vă puteți închipui, i-a ajunsese o fel de pavă de om și nevasta a dat divorț și a schimbat numele de el și a pierdut copiii și spunea Vulbrand zicea, am ieșit înainte cu o săptămână să iasă el. Și mi-era așa o teamă, când va ieși omul ăla, fără dinți, fără distrus fizic, va veni la mine și va zice, din cauza la prostiile tale, uite unde am ajuns. Și așa ne-am gândit să-i facem mâncare bună, să-i facem ceva, și în timp ce mă gândeam cu bințea, a ciocănit careva în ușă. Îi dăduse drumul cu o zi sau două înainte și a ciocănit și a zis, eu sunt, avea un trandafir în mână, zice, mi-au dat câțiva lei de autobuz, dar am venit pe jos, am vrut să vă cumpăr trandafirul ăsta, să vă spun, mi-ați făcut viața așa de frumoasă, așa de frumoasă, fără dinți în gură, fără sănătate, fără soție, fără copii. Era unul care se repezise la Hristos fără tocmeală, fără dacă, fără dacă, fără dacă vei face, fără poate. Unul care îl îmbrățișease pe Hristos cu absolut tot ce avea. Este ca părintele Mihail din Odessa, care în tinerețe știa de Dumnezeu. Dar știți cum a venit și cu comuniștii și cu presiunile și s-a lepădat și a vândut pe frați și a vândut pe cei din biserică și a turnat și s-a lepădat. Dar el își făcea slujba înainte, că ei îl plăteau și făcea slujba înainte. Și într-o zi, în ajun de Paști, știți cum se îmbată oamenii de Paște, în loc să fie mai sfinți, sunt mai păcătoși. Și în seara când venea, l-au prins niște bețivi de aia mari de acolo, din sat de pe acolo, și au zis, bă, popă, de data asta ai încurcat-o cu noi. Te lepezi de Hristos sau te bate în dezmerg papucii în seara asta. Și l-a zâmbit, să mă lepăd de Hristos, eu m-am lepădat de Hristos acum 20 de ani, ăștia vor să mă bat absolut degeaba. Și tocmai vrea să le zică, bă, frații mei, eu sunt lepădat de Hristos de când mama m-a făcut. Și deodată s-a auzit spunând, cred în Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul, știți cum este crezul ortodox? Și a zis ăștia să-ți bagi, și l-au luat la bătaie și l-au călcat în picioare. Și s-a gândit popa Mihail în bătăile alea, a zis, ce m-a pus să spun? Eu m-am lepădat de Dumnezeu, eu am fost credincios în tinerețe, dar nu mai, m-am lepădat de toate și de tot. Și a dat să strige, măi oamenilor, dacă pe buze i-au ieșit, cred în Dumnezeu Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, și s-au dat oamenii în spate, și au zis, fraților, lăsați-l, ăsta este un om sfânt al lui Dumnezeu. Și a rămas părintele Mihail în colb și s-a gândit, m-am lepădat de Hristos, dar Hristos nu s-a lepădat de mine. Aveți un copil care este pierdut, care este rătăcit, care s-a dus pe căi străine. Să știți, este așa de bun acum să fie ales. Este ăla care este la porci. Și ăla, pentru ăla i s-a făcut un inel și pentru ăla s-a făcut o haină nouă și pentru ăla se păstrează un vițel nou să se facă o petrecere grozavă. Este, poate aveți un soț care nu vrea să se... care este atât de rău, care este atât de groaznic. Este gata, este gata, gata, copt ca să fie ales de Dumnezeu. Este cel care poate să fie ales de Dumnezeu. Îmi spunea într-o zi Richard, când eram noi la casă, am fost, le zice, stăteam deasupra la o cârciumă în București și m-au chemat ea de la cârciumă că era un rus acolo cu pistolul scos și vrea să-mi puște oamenii că nu-i dădea de băut. Și m-am dus, eu știam rusește, vorbele a fost unul care știu vreo 30 ceva de limbi și știam rusește și m-am dus să-l potoresc. Și am început să vorbesc cu el și l-am întrebat,
din ce familie vii, i-am dat vin să bea, am băut și eu cu el vin. Și l-am întrebat, zice, eu vin într-o familie de preoți. Mama mea, tatăl meu a fost preot, a slujit lui Dumnezeu. Și i-am zis, și crezi în Dumnezeu? A zis, da, cred, am făcut așa rele, închid ochii și văd oamenii pe care i-am ucis, văd copiii care i-am distrus, văd femeile care le-am atacat și le-am siluit, văd toate lucrurile astea în fața mea. Și cum e crezul? Și a început el, zice, eu știu crezul de la tata. Și la un moment dat în crezul ăla spune, și cred în iertarea păcatelor. Și l-a întrebat, vorbeam, și asta crezi? Zice, da, cred. Și crezi în iertarea păcatelor tale? Nu, asta nu cred. Nu se poate așa ceva. Era un om care era așa de distrus, dar era așa de pregătit ca să fie ales de Hristos. În seara aia au plecat amândoi frați în Hristos. Gândiți-vă bine pentru ce veniți aici. Gândiți-vă bine cine sunteți. Pentru că Scriptura spune, mulți sunt chemați, toți sunteți chemați. Toți! Dar sunt aleși numai aia care știu că sunt bolnavi, sunt aleși numai aia care știu că au nevoie, sunt aleși numai aia care știu că sunt săraci în duh, sunt aleși numai aia care cerșesc de la Hristos. Ești unul tare, ești unul de sine stătător, tu știi ce ai, nu-ți trebuie ție ajutor. Nu poți să fii ales. Nu poți. Poți să vii în biserică de 14 milioane de ori. Nu poți să fii ales. Ești unul care ai nevoie disperată, ești un necăjit, ești unul care strigă, ai milă de mine, Doamne, păcătosul. Ești fructul ăla care ești așa de copt, gata, gata, gata să fie luat de mâna lui Hristos. Nădejdea mea, ca fiecare dintre noi, să capete încredere. Să capete încredere. Nu există groapă atât de grea și atât de adâncă în care Hristos să nu se fi pogorât deja să ne poată ridica. Doar să acceptăm judecata Lui. Doar să acceptăm sentința Lui. Nu veniți la Hristos târguindu-vă. Nu veniți la Hristos târguindu-vă. Am să vă iau 10 minute. Poate, dacă n-ați înțeles lucrurile astea din ce v-am spus aici, poate le veți înțelege dintr-o cântare, eu știu. Cum ajung eu la chiar, mă? Hai? Hai, ok, dacă o ție ce este bine, că îmi doarmă din piciorul pe. Chemare arzătoare din izvorul de unde am venit. Simt murmurând voce blândă, șoaptă sfântă, împreună vom fi curând, vom fi curând. Vreau în cer din nou, stăpâne, vreau acasă unde am mai fost.
să fiu ca tine și am să uit tot ce n-a fost, tot ce n-a fost. Stau și privesc peste zare îndepărtare, între stele te întrezăresc. Am o pană aici care mi-a curcat pe mine. Și îmi șoptesc cu mirare și așteptare, o Iisuse, cât te doresc, cât te doresc. Vreau în cer din nou, stăpâne, vreau acasă unde am mai fost, să fiu curat, să fiu ca tine și am să uit tot ce n-a fost, tot ce n-a fost. Am auzit o chemare arzătoare din izvorul de unde am venit. Ce blândă șoapte sfântă, împreună vom fi curând, vom fi curând. Mă lăsați să vă mai cânt una? În noaptea asta grea,
gândesc la tine, aștept să strigi, aștept să mă chem oriunde ai fi. Șoptesc cu mii de mii printre suspine, Iisus iubit, mireasa ta azi vrea să vin. Însetate chem, Iisus, iubirea mea mi-e dor de tine. Unde e să fiu și eu, cu tine-n veci să locuiesc. Nu mai vreau să însetez îmbrățișările străine. Iubirea mea, Iisus, la tine doresc. Iubirea mea, Iisus, la tine doresc. Dumnezeu să vă binecuvinteze în tot ce faceți. Terminăm? Eu vă mai pot cânta dacă vreți, da. Să te cobor, vino la noi. Inima mea arde dorul după tine, nu mai sta departe, vino azi la mine. Te aștept cu dor să vii, să te cobor la noi. Vino iar la noi, când ai să cobor. Mă întreb ține iarna, cât mai este seară, când va trece noaptea și va fi iar vară. Nu ne mai desparte ceață, fric și noapte, vino la noi. Vreau să treacă clipa când te văd cu ceață, adu ziua când te voi privi în față. Vin ai zilei zori, aștept să te cobor la noi. Vino iar la noi, când ai să cobori. Când ești tu din nou aproape, totul este bine. Bine, Iisus, oriunde lângă tine. Prinde-mă de mână azi când e furtună. Vino la noi, când va trece iarna și va trece seara, când va trece noaptea și veni vara, te aștept în zor să vin să te cobor la noi. Inima mea arde dorul după tine, nu mai sta departe, vin azi la mine. Te aștept în zor să vin să te cobor la noi. Inima mea arde veșnic după tine, nu mai sta departe, vino azi la mine. Te aștept în zori să vii să te cobori la noi. Învățați fiecare să nu vă tocmiți cu Dumnezeu, să acceptați de la Dumnezeu și zile bune și zile grele, să acceptați de la Dumnezeu și zâmbete, să acceptați de Dumnezeu la lacrimi. Și atunci nici diavolul nu mai are ce să vă facă când veți învăța să trăim rugăciunea lui Habacuc, care s-a uitat în jur și a văzut că toate lucrurile merg foarte prost și toate lucrurile merg din ce în ce mai rău și la orizont este numai întuneric. Habacuc s-a întors și a zis lui Dumnezeu,
Nu i-a zis ca Iacov, dacă și dacă și dacă. I-a zis, chiar dacă. Chiar dacă oii vor muri în staule, chiar dacă vița nu va da rod, chiar dacă vor muri lucrurile pe câmp, chiar dacă, eu tot mă voi bucura în Domnul, Dumnezeu va fi bucuria vieții mele. La faza asta nici diavolul nu mai are ce să-i facă unui om ca asta. Este omul care nu mai poate fi atins de nimeni, nu mai poate fi lovit de nimeni, nimeni nu mai poate smulge din mâna lui Hristos, unul care nu se tocmește cu Dumnezeu. Facă Dumnezeu ca și voi și copiii voștri și familiile voastre să deveniți oameni îndrăgostiți de Dumnezeu, oameni care să nu vă tocmiți cu El. Amin.